matina de astăzi a fost o mică demonstrație, ceea ce presupune misiunea de poliție aeriană. A fost vorba despre un C-27 jet spartan al colegilor de la baza aeriană 90 care pe ruta Otopeni-Pitești a simulat o pierdere de comunicații radio cu organele civile de control. Scramble-ul se face în cel mai scurt timp posibil, maxim 15 minute, 24/7/365. În momentul în care se alertează echipajele propriu-zis, avem o alarmă, efectiv o sonerie foarte puternică, un celular de alarmă, și efectiv echipajele aleargă către aeronave, primesc un briefing foarte succint înainte să urce în aeronave, urcă, pornesc aeronavele, o situație e complos. Pe timpul cât aeronavele militare se apropie de către aeronava interceptată, vor continua acest proces de a încerca să reia legătura radio cu ele. După care, în funcție de misiunea pe care o are, poate primi permisiunea să se apropie de aeronavă, să verifice cabina, să vadă dacă pilotul este aware de faptul că este interceptat. Și eventual există un cod ICAO al semnalelor vizuale pe care pilotul poate avea, să-i spunem, o comunicare rudimentară cu pilotul aeronavei interceptate. Finalitatea interceptării a fost escorta de aterizare la Fetești. Există, într-un proces de escaladare a forței, noi putem să oferim asistență în aer aeronavelor care au nevoie, putem să efectiv să escortăm pentru a ieși din spațiul aerian românesc sau, dacă situația impune, să escortăm pentru a ateriza pe aerodrom. We are here in Romania to execute the enhanced air policing. It's been like almost 3 months and we're gonna stay one more month and to execute our mission. The Black Sea is always the Black Sea, you know, it's the same. And since we are very used to these types of alert missions in our country, so we are not having any trouble in Romania, I mean like 15 minutes readiness state, to execute this air policing mission. How is it working with the Romanians? Fantastic, fantastic. We are very close to each other. And we are sharing almost the same culture, you know, with the Romanians. And we understand each other very well. Because we are acting here like we are protecting our country, you know. Since we are a NATO ally. And NATO is a defensive alliance to provide security and safety to its for its member nations. And since we are a NATO country, we are acting like we are protecting our country, you know. All the procedures are same. Nothing has changed from our side. So flying the same aircraft is, of course, is an advantage for us. You know, we are talking the same language, which we call it, and our procedures are almost the same. You know. And Romanian personnel is also very well trained and highly capable, and it's an advantage for us, for our detachment in Romania. Having the same airplanes and the same logistic chain, does it help to keep you ready easier? Yeah, of course, of course. That's the point. How is the cooperation with the Romanian pilots? Actually, I really enjoyed it. Also, my colleagues also enjoyed it. They are professional, dedicated to their countries, and dedicated to their jobs. And it's really, really enjoyable memories we had here with them. Se poate complica enorm o misiune de poliție aeriană. Se poate complica enorm. Fie că vorbim despre aeronavă civilă, fie că vorbim despre aeronavă militară, se poate complica. În funcție de ce și cum reacționează aeronava respectivă. Care a fost cea mai dificilă la care ați participat dumneavoastră? Da, cred că a fost o misiune de interceptare a unei aeronave non-NATO, aeronave care nu aparținea țărilor NATO, în care am efectuat interceptarea ei și identificarea vizuală a ei. Am și încercat interogarea, dar fără să răspundă. Și am timp în care am și executat
o misiune de cross-border, de transfrontalieră pentru pe teritoriul Bulgariei, unde a trebuit, ea având direcția către teritoriul, către spațiul aerian bulgar, a trebuit să trecem dincolo de spațiul aerian al României. S-a finalizat cu interceptarea ei și cu însoțirea ei până când a ieșit din spațiul aerian în NATO.